Muzica tradițională românească în acorduri de vioară s-a auzit în Marea Britanie în acest weekend la Târgul Românesc din Leeds. A fost primul de acest fel din regat, iar românii au venit în număr neașteptat de mare. Au căutat plăcinte, cozonaci, brânză, dulceață, zacuscă și multe alte bunătăți. Le-au găsit pe toate, însă cel mai important, s-au găsit unii pe alții. George are 12 ani și este din județul Vrancea. Locuiește în Leeds împreună cu părinții. Mie îmi place vioara și îmi place să cânt. Sunt vioara de la 6 ani și merg la vioara cu ceva de Leeds. O mică Românie s-a format în orașul Leeds, situat undeva în centrul Regatului Unit al Marii Britanii. Târgul tradițional românesc a reunit mulți conaționali care au reușit să aducă, la mii de kilometri distanță de casă, gustul și meșteșugurile tradiționale. Acest domn, de exemplu, a venit la târg cu lucrări din lemn pe care le face cu drujba. S-a lucrat în proporție cam de 70% doar cu drujba. Își vinde lucrările cu prețuri între 50 și 200 de lire. Doamna Leti, în schimb, vinde cu doar 5 lire un borcan cu dulceață, făcută acasă în Anglia. Soții Tilea din Argeș fac brânză românească în Sheffield. Au adus câteva kilograme la vânzare la târg. Ei locuiesc de 6 ani în UK. Sunt un fermier local în Sheffield. Mi-am spus despre ideea noastră și mi-a oferit un pic proaspăt 100% natural. Nu-i pastel. Din păcate, nu mai avem marfă. S-a vândut absolut tot. Dacă știam, de altfel, mai toți expozanții au vândut tot ce au avut. Am venit doar cu 30 de cozonaci, în sănătă viitoare vom putea să venim cu mai mult. Un eveniment foarte frumos, care ne bucurăm la putea să promovăm produsele tradiționale românești. Tot românești sunt și hainele pentru botez făcute de această doamnă. Cumpărătorii, români veniți din întreaga Anglie, s-au bucurat de tot ce au găsit la târg. Sunt chestii frumoase, autentice de la noi, chiar ne place și muzica ne-a plăcut foarte mult, ne-am simțit ca și acasă. Trebuie să zic că așa acasă, ca România, e perfect. Andreea este unul dintre liderii comunității românești din UK. Ea ajută conaționalii din regat cu informații și sfaturi. Scopul acestui târg a fost până la urmă să încercăm să aducem comunitatea românilor din Marea Britanie la un eveniment în care se pot întâlni, pot cunoaște oamenii ce au un anumit talent, precum observați, sculptat cu drujba. Sunt produse fantastice și oameni foarte talentați. Târgul a fost organizat de Alex Dan Dumitru, care locuiește în UK din 2004. E deja cunoscut în comunitate pentru acțiunile caritabile dedicate românilor de aici. Păcat să nu trimite mai departe la următoarea generație a copiii noștri din Anglia tradițiile și obiceiurile noastre frumoase. Pentru că totul a avut un real succes, organizatorii promit să pregătească astfel de târguri și în alte weekenduri.